Decupate parcă dintr-un atlas îngălbenit de istorie, cuvintele rob sau robie își găsesc cu greu loc printre înțelesurile cotidiene ale unei societăți tot mai grăbite, obișnuită să creadă că, deși poate realități, ele nu s-au întâmplat niciodată. Nimic mai fals, atât timp cât o parte semnificativă a societății noastre, minoritatea romă, a purtat secole întregi această povară. În vremuri în care singura categorie cu adevărat liberă era clasa feudală, viața robilor țigani de la curțile domnești, boierești sau mănăstirești se desfășura în ritmuri cotidiene greu de conceput în zilele noastre. Ținuți în condiții mizere și folosiți ca slugi sau meșteșugari, țiganii aveau însărcinări dintre cele mai diverse: grădinar, pădurar, agricultor, vizitiu, sticlar, tâmplar, cărămidar, țesător, croitor sau cizmar. Comparați cu orice alt bun mișcător din proprietatea stăpânului, robii țigani puteau fi oricând vânduți, lăsați moștenire cuiva, schimbați, bătuți sau pedepsiți oricum, fără ca nimeni să nu dea socoteală nimănui. Lipsiți de libertate personală, robii țigani se puteau căsători doar cu acordul stăpânului, iar căsătoriile cu oameni liberi erau interzise. Sensibili la frumusețea țigăncilor, stăpânii profitau adesea de statutul sclavelor, abuzând de cele tinere. Și chiar dacă proprietarii de țigani nu aveau drept de viață și de moarte asupra robilor lor, prejudecățile cu privire la condiția inferioară a țiganilor erau atât de puternic înrădăcinate în mentalități, încât justificau condiția de robi la care erau supuși. Legiferarea dezrobirii țiganilor la 1856 nu a condus la o schimbare fundamentală a statutului romilor. Aparent liberi, romii erau obligați să se statornicească, iar nomazii să se așeze în satele unde doreau, cu obligația de a avea locuințe și gospodării proprii. Însă, an bun după legiferarea dezrobirii țiganilor, autoritățile nu au reușit să realizeze, așa cum era prevăzut, sedentarizarea și transformarea în agricultori a romilor eliberați. Aceștia au continuat să practice meșteșugurile tradiționale, fie integrându-se în comunitățile sătești, fie practicând un mod de viață nomad. Din păcate, societatea românească a vremurilor se găsea într-un feudalism întârziat, bazat mai ales pe agricultură, astfel că, fără măsuri concrete de împroprietărire cu pământ, majoritatea robilor eliberați au ajuns să se confrunte cu situații materiale dificile, fiind obligați să se întoarcă benevol pe moșiile foștilor stăpâni. Din punct de vedere cultural și social, romii au continuat să fie considerați o subcultură, un grup social exclus. Mentalul colectiv față de romi a constituit stereotipul negativ care a condus la proliferarea manifestărilor rasiste, culminând cu Holocaustul din perioada celui de-al doilea război mondial prin deportarea romilor în Transnistria. Astăzi, la 157 de ani de la momentul când dezrobirea țiganilor a fost legiferată, romii de rând continuă să fie sclavi unei societăți intolerante, nepăsătoare, ai unei conduceri politice preocupate de propriile nevoi și interese, sclavei sărăciei, promiscuității sau robii patronilor care nu-i acceptă decât pentru a exploata. În timp ce unele voci afirmă că România a implementat deja destule inițiative și s-au cheltuit suficienți bani în vederea îmbunătățirii situației populației rome, problemele întâlnite la tot pasul în comunitățile în care trăiesc romii îți conturează ușor imaginea unei societăți care nu are nicio legătură cu faptul că trăiește într-o țară a anului 2013. Fără apă, canalizare sau energie electrică, mulți romi continuă și astăzi să trăiască departe de beneficiile unei vieți decente într-un stat european, în comunități marginalizate și defavorizate, în care rata sărăciei depășește uneori și de 4 ori media națională. Lipsa unui loc de muncă din care să-și întrețină familia, dar și a echipamentului corespunzător, îi găsește pe părinții romi în imposibilitatea de a-și trimite copiii la școală. Discriminarea și excluderea socială sunt încă fenomene des întâlnite. Acestea, precum și faptul că robia romilor a existat cândva mult mai vizibilă și mai reală decât în aceste vremuri ale minimalismului și ale virtualului,
i-au îndemnat pe romi să nu treacă cu vederea ziua de 20 februarie, zi în care speranțele acestui neam de călători se îndreaptă de fiecare dată spre un viitor în care romii pot deveni cetățeni onorabili ai acestei țări și pot da valori umane care să facă cinste prestigiului României în foarte multe domenii, așa cum au făcut-o și în trecut, în condiții mult mai grele.